Când ai o traumă fizică, vezi rana. Știi că dacă o atingi, te doare și știi și de ce te doare. Ai căzut, te-ai lovit și ai vita mai vână taia sau cucuiul acolo. Se vede. Trauma emoțională nu se vede și de multe ori nu o conștientizezi pentru că nu știi să îi recunoști simptomele. La trauma fizică vezi culoarea diferită a pielii, vezi o umplătură, știi că acolo e locul în care te-ai lovit ieri. O traumă emoțională este ceea ce s-a petrecut în interiorul tău ca urmare a ceea ce ai experimentat venind din exterior către tine. E mai greu să recunoști simptomele traumei emoționale pentru că nu le vezi. O rană fizică sau emoțională poate fi deschisă, proaspătă, încă sângerează dacă este fizică, sau cicatrizată, adică a fost acum ceva timp în urmă și ai dezvoltat un mecanism de a-i face față. O rană emoțională deschisă este foarte inflamată. Reacționezi instant când cineva îți atinge acel subiect sau eveniment care a provocat trauma, ca și când ai fi din nou traumatizat. Când o rană se cicatrizează, țesutul de acolo protejează rana, dar în același timp este gros, rigid, nu crește și este lipsit de nervi, așa că nu mai simți. Așa că pentru a recunoaște o traumă emoțională, se cere să te uiți la ce subiecte reacționezi intens prin supărare sau frică sau plâns rapid și pe ce subiecte nu simți nimic, ca și când ești total anesteziat și separat de tine și de corpul tău, pentru că este prea dureros să fii în corpul tău. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.